Bună și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. În acest videoclip vreau să vă arăt ce plantă nouă mi-am cumpărat, pentru că ați văzut în episodul anterior, am fost în Kaufland și am găsit această plantă la un preț destul de bun, ceea ce vă recomand, dacă nu o aveți, să mergeți să vă cumpărați pentru că erau foarte multe. Priviți, este vorba despre Pachyra, o plantă care practic nu ar trebui să lipsească din nicio casă. Tot în acest videoclip vreau să vă spun ce rol are pentru noi această plantă. O, vedeți cât este și cât arată de bine. Eu am mai avut-o, să știți, de fapt vreau să vă spun că se întreține foarte ușor, nu este pretențioasă absolut deloc, pentru că am mai avut-o, doar că am oferit-o cadou și pentru acest lucru am fost nevoită să-mi cumpăr alta. Așa că pot să vă spun că Pachyra este numită și arborele norocos și se spune că cei care au astfel de arbore vor avea parte de bunăstare și prosperitate în afaceri. Arta Feng Shui consideră Pachyra drept una dintre plantele care atrag prosperitatea financiară dacă este amplasată în zona pentru bani, adică sud-estul casei. Pachyra este una dintre cele mai bune plante de interior, foarte decorative, datorită frunzelor sale. Priviți cum arată frunza ei în formă de palmă. Vedeți că are 5 frunze. Și tulpina și de fapt și tulpinile ei împletite, această împletitură care se spune că aceste împletituri, practic, pot bloca norocul și prosperitatea în interiorul casei, celor care o dețin, practic. Această plantă are un rol foarte important pentru noi, dacă o avem acasă. Așa că acesta a fost videoclipul meu pentru dumneavoastră de această dată. Nu a rămas decât să vă abonați pentru a putea vedea videoclipurile în continuare. Și eu nu am mai rămas decât să vă mulțumesc și să vă spun la revedere cu multă sănătate și cu spor în toate.